mă uit la The Fifth Element și mă pun să mănânc un pic și am un îndemn pentru dumneata. Uite, hai ce zice aici zorul ăsta. Bring me the priest. Ok. Deci ce vreau să spune mie? Îmi spune o vorbă care e o vorbă românească din Maramureș și eu am auzit-o. La un maramureșan, un prieten foarte bun al meu. Mă pun să mănânc. Asta e Maioș, vezi? Maioș. Lebelust. Nu, ce vreau să zic? Zic maramureșenii așa. Nu poți să fii și cu pula în pizdă. Mă scuzi. E vorbă românească. Copula, știi? Din latină. Și cu sufletul în rai. Sau să zicem mai duhovnicește, că noi știm pe Dostoievski. Cu duhul. Sau am știut mari greci. Știi? Localia. Patericul. Că pe urmă și Patericul e o carte elenistică. Știi? Nu neapărat egiptean. Bun. Vreau să spun ceva, dragă Emi. Noi suntem creștini, înțelegi? Pe noi ne interesează mai mult ca orice Dumnezeu. Da, bun. Poți să fii două feluri de creștini. Nu mă bag acum la evrei. Am băgat azi noapte, am terminat. Nici la arab. De ce se supără? Oamenii nici mănâncă carne de porc. Deci, poți să fii... Deci, în primul și primul rând că n-am niciun merit la Maioșul ăsta. Nu l-am plătit eu, nu l-am cumpărat eu, nu l-am adus eu, nu l-am ales eu. Nu l-am făcut eu. Un dar. Nu? Un ha. Nici noi, baptiști. Vreau să spun ceva. Nu are păstori aici. Sunt păstori care mănâncă mai rău ca mine. Am un lux. Hamburg. Dar dragul meu. Dumnezeu să ne ajute. Îmi spun, poți să fii pocăit. Și pastor. Generalizăm de data asta. Nu ne referim la nimeni. Nu știm pe nimeni. Nu. Dar se poate, nu? Să mănci pula. Pentru că dacă nu ești credincios, Dumnezeu nu îți dă. Îți dă un timp. Știi cum zice, în care cartea lui Solomon zice că când stai cu cel bogat la masă, nu vii prea lacom. Nu te arăta prea lacom. Puneți un cuțit în gât dacă se prea foame. Deci mănâncă și bea, își va spune, dar inima lui nu va fi cu tine. Înțelegi, tate? Am fost în multe case. De-a prăjituri așa bune ca tine acasă, n-am mâncat niciunde. Înțelegi? Ca să ne ferim și la Avram. Dar... Poți să fii creștin și să n-ai mașină. Bă, deci, fai ce trebuie pentru meseria ta. Acum nu, hai să zicem că tu, cum ești tu mare erou, dacă ai o elevă care din nu știu ce sat, Bampotoc sau Bosorotul, deci hai, dragă, că te duc eu acasă, azi când plouă sau ceva. Asta se merită să ai mașină. Sau când trebuie să vină părinții la școală să vorbească cu directoarea, iar îl aduci pe tata, pe bunicul, nu știu care. Mai departe. Dacă ai un elev, nu stai la pădurei, nu, la vădurea, nu. Îl cauți la casă, ca la Socrate, nu? O mașină, lucru bun, dar poate fi. Dar și o căruță, dacă căruța și carul, că zicea că omul face carul iarna. Și căruța face iarna carul și stătea în normal, știi? Nu, atunci Dumnezeu îți dă. Adică tu
Știi, nu dai la labă, citești Biblia, citești Moses Rosen, citești Hegel, istoria romană de Mommsen. Ai citit istoria romană de Mommsen în 4 volume, la primul Nobel. N-am spus. Dar poate mai știți ceva. Să-ți uite, de ce nu mai vrea să scrii despre monumentele istorice din țara Hasegului? Bisericile, la Bosolod până la Livadia și Barul Mare. Păi, scrie despre Tapae, la punctele fere ale Transilvaniei. Tapae din spre Jiu. Să scrie despre daci, să scrie despre romani, să pui pe Facebook, să citească tineretul. Să... Așa, să convingi că unul dintre ei va fi destul, bă, mă duc la istorie. Mă duc să mă fac arhivist, mă duc să mă fac arheolog, istoric. Așa faci oameni, mă. Pe un cenacul de istorie. Scrie, doamne, pe pagina aia. Și dacă nu mai te duci, fotografiezi biserica. Pui pe mașină, iei pe viții, te vă duceți în trei drumuri pe la toate. Anunțoara, la Sâmpetu, la Strei. Poți să faci și podcast și să spui tu ce știi tu, ca și eu pop. Și vă veni la asta mi se gestuza. Mai uita. Problemă. Și vă știa chen de pe acolo, ține în sat. Înțelegi? Și te ții și de Biblia. Atunci o să vezi că altfel în viața, când tu ajuți pe copii, și după aceea când te duci la piață, deci lasă, domnul profesor, că sunt eu că de sărac. Nu îmi trebuie atâta. Uite, vă dau borcanul ăsta de dulceață gratis. Un. Sau un borcan de dulceață gratis. Poate duci și îți cumperi o carte. Pe care Hasegul, pe Evanghelia, pe români. Înțelegi? Sau cumperi o tabletă plină numai cu cărți de istorie. Singura carte care am citit-o cap-coadă pe cărți de istorie înainte să mă aresteze a fost o carte de istorie despre Egiptul antic, faraon cu faraon. Deci că era istoria românilor. Sau Biblia. Da, faraonul cu tare, faraonul cu tare, faraonul cu tare. Ce-a făcut? Foarte bine o carte în engleză, în EPU. Am o sorta. Nu. Ai de ales. Și aici nu vreau să zic că Dumnezeu răspătește cu, mână, cu căsătorii, că totdeauna e... Nu. Fapt. Asta dacă vrea omul. Și dacii nu erau mari căsătoriți. Dacii ăștia, luncanii, că au fost luncani de două feluri. Luncanii din zona ta erau oameni sfinți, iar luncanii de pe Cerna fiecare cu treaba lui, dar erau oameni foarte buni. Bătrâni. Cristian, bătrânul, Norica, bunica lui Sandu, sau fața lui. Nu. Oameni buni. Ceea ce înseamnă ceva. Și ca încheiere vreau să spun, pot să zic că lumea
Că ce, că au fost niște sectari. Nu, nu știu dacă au fost sectari sau nu. Nu știu dacă eu sectar sau nu. Dar știu că au fost niște oameni. Care au muncit, s-au obținuit. Fratele Cristian a făcut 5 biserici de țară. A contribuit mulți el, fratele Mircea, bătrânul, fratele Hai Sârbu și parcă fratele Dugulescu, dar nu sunt sigur. Parcă s-a zis. Nu știu ce birou de cultă, stau pe mâncină să facă biserică, nu? 8-9. Și nu le-au dat pe mâncină. Ei stăteau în București, pe stradă, nu ce facem acum. Și Cristian, care era mai bătrân dintre tot, zice, nu mă duc la Ceaușescu. Mi-a povestit el. Și fratele Mircea, ăla lui Ruth sau lui Marga, îmi spune, bă, ești nebun, o te puște. Și s-a dus, iar Ceaușescu l-a plecat în vizită de în altă țară, cu altă... prin Toamotul, Dumnezeu știe pe unde era. Și a vorbit cu o doamnă, care lucra acolo. Doamna a fost foarte amabilă, și a dat permisiunea. Facă biserica. Este ea. Încă de la Betleem, în Apocalipsa. A spus o doamnă, nu, că am zbăr și pasă. Dar și cei 24 de bătrâni ziceau. Așa noi în biserică trebuie să fie cei 24 de bătrâni. Dar mă amintesc că cei în vârstă erau scoși pe linia cumva moartă, adică seniorii. Acum nu sunt acceptați tineretul. Nu știu ce încearcă ei să... Tineretul, am văzut, mai multe biserici. Ortodox nu se practică chestia asta. În vremea noastră la Betleem, era grădiniță, dar pentru copii de grădiniță, nu pentru copii de clase primare. Ce să facă? Tocmai că trebuie să asculte Biblia, trebuie să asculte cuvântul, trebuie să stea cu... Nu. Ascultă mai amin, să spun. Mai ales tu care ești pastor. Eu nu sunt pastor, eu sunt sexton. La mine e judecată mai vândă. Alege ce vrei să mănânci, fată.